primă fază la care cei de la Pandurii Târgu Jiu s-au apropiat de poarta lui Ghedriu Sarlauschi. Îl vedem pe Mădălin Murgan. La Mădălin Murgan, un fotbalist care a colaborat, Ciprian Vasilache, reușește recuperarea, Mădălin Murgan îi cere mingea și până la urmă o obține la Târgu Jiu. Nu au fost convocați pentru această partidă Vasilache și Murgan, aproape de minge, reușit să se țină pe picioare brazilianul. Murgan nevoit să întoarcă balonul către Mingote, îl presa Oran, nu însă și al doilea dribbling în fața lui Alain Rus. Jocul este lăsat să continue, Murgan reușește să-l blocheze pe Dinu Todoran, va fi corner în care a fost blocat de Alain Rus. A ridicat repede Dinu Todoran, apoi însă n-a reușit să aruncă acest balon pentru Vasilache. Nu aceasta este principala calitate a lui Vasilache, al echipei sale. Nicu Epaminonda centrează, Nicu Epaminonda reușește să respingă, ajuns la mijloc pentru a-și lua baloanele. Murgan a căutat altă soluție. Murgan, Cardozo, Agache încurcat de Cardozo. Apostol deposedat de către Cardozo, Pădurețu reușise recuperarea, oamenii importanți ai Unirii, el este capitanul echipei de altfel, recuperarea lui, trei ocazii mari pentru Unirea. Cum i-a trimis lui stângă, Popete acum pentru Murgan, a intrat tare la Murgan, 11, cel puțin pentru moment. Bordeanu a vrut să-i trimită lui Bilașco, a respins Murg. Thank you.
anul tot schimbă chei. Zisă anul... Fii! De obicei, gazdele obțin rezultate excelente, pentru că la Târgu Jiu au Cristi Bratu și Cristea, Andrei Cristea. De partea cealaltă, Cârțu îi trimite în teren pe Răzvan Stanca. Am aflat de la interesarul său că ar fi interesate și alte echipe de serviciile lui, echipe cu alte pretenții din România, dar trebuie să discutăm. Și cu 4 goluri marcate. Cred că este prima declarație de genul ăsta pe care o aud de la Cristi Pustai, care acuză arbitrajul lui Radu Petrescu. Nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Noi... O simplă deviere l-ar fi pus în dificultate acolo pe Brăneț. Iașiul conduce în continuare la Târgu Jiu. Nu va fi deloc ușor pentru echipa gorjeană, obișnuită acasă să deschidă scorul. Sigur, puține goluri au marcat pe propriul teren. Ting un pic echipa, pentru că asta înseamnă ieșirea portarului dincolo de limita propriului careu. Nu joacă o anumită echipă, dar e posibil ca să nu fie lăsați. Rapid, da. După care un studio Premium Liga. Păcurar. Păcurar nu șutează mai des de la distanță. Păcurar este postbandă care poate evolua la fel de bine și pe postul de fundaș. Fluieră, lumea e nemulțumită de jocul pandurilor șutului Murgan. Craiova par să fie stori și... fotbalistul lui Sorin Cârțu n-a trecut încă o să... Prea cum trebuie Gava Torta. A avut o situație foarte... Am ce trebuie să facă le știi că fotbalistilor să-i învață, dar nu... De fapt, nimic nu le iese. Nu. Vorba, am văzut ieri Dinamo, Steaua Dinamo. De o calitate. Să-l fi auzit foarte prima des. Dată. Nu-l auzim cu nimic. Da, pe cu chestii de genul ăsta. Poate costa scump pe Ardelen. Relativ bună a gorjenilor, sigur. Nu au jucat nimic până acum, e normal ca atunci când se apropie de parte să spunem astfel, dar... A ținut mingea în teren, centrarea a fost modestă, da. Dar dacă nu vine nimeni în care e greu să... Nu uitați pe de altă parte că vă așteaptă și volumul 2. Apar din nou speranțe, de ce nu, pentru o cupă UEFA.